Polițiștii au intervenit de urgență după ce o femeie de 61 de ani din comuna Albenia a sunat la 112 și a anunțat că soțul ei o amenință cu moartea. La fața locului s-au deplasat polițiștii din Târgu Cărbunești, care în urma verificărilor efectuate au constatat că un bărbat de 69 de ani din Albenia, aflându-se la locuința de domiciliu, ar fi amenințat-o cu moartea pe soția sa. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare. Totodată, polițiștii au luat măsura emiterii unui ordin de protecție provizoriu față de bărbat pe o perioadă de 5 zile.